Bună dimineața! Spor la cafeluță. Cafeluța am uitat-o mai în față pe gard. Vreau să fac un scurt update la grădină. Suntem în 23.06.2023. Lângă noi e puțin zgomot pe fundal, un vecin se face o casă și de aceea. Bun, aici avem vinetele, avem ardei, dar mai sunt epișcați puțin de păianjenul roșu, dar dacă le tratăm doar cu produse bio, vă dați seama, își fac și efectul mai greu. Dar suntem foarte mulțumiți, sunt pișcați, nu foarte mult, puțin. Trebuie să mănânce și ei de undeva. Avem vinete, văd că deja avem ceva flori, da? Sunt și ele pișcate, da? Cu ajutor de sus, puțin ajutor de la noi, cu voința lor, a plantelor, reușim. Aici la fel avem ardei, ceapa, am băgat și printre ceapă ardei, da? Grași, gogoșar și iuți, avem niște iuți ceva micuți, dar nu super iute. Da? Aici avem niște fructe de pădure, vinete, avem vișinul nostru, da? Care a dat în el, a dat bine. Da, aici am avut rucola, am tuns-o ca așa scria, că o să mai dea, am văzut că nu. Azi dimineața, adică acum, a mai fost cele de afară, în solar n-am mai dat și nu mai dau. Cele de afară am mai dat cu niște găinați de pasăre, macerat, adică, da? Avem aici în butoiașul nostru magic, da? Mai avem ceva macerat, nu știu, undeva la vreo 70 de litri, da? Dar nu e problemă că mai avem curte, da? Am montat și plasa de umbrire și afară și peste solar, o să vă arăt. Mai avem curte, vrem să punem și la căpșunile acelea montate sub formă de piramidă, da, pe la cireș, pe la coacăz, o să mai dăm cu acest macerat, da, aici avem roșii, salata noastră, iceberg, castraveți, care merg foarte bine afară, deci nu mă gândeam, și-a plouat, aici v-am spus, în Pitești, da, este în lângă Pitești, în comuna Moșoaia, în Smeura, mai exact, Leușteanu, care la mine era o ciorbă de miel fără, sau de bureți de miel, fără Leuștean, nu există, nu mănânc. Bazinul nostru de apă, da? Apa întotdeauna o lăsăm să decanteze undeva la 4 zile, 5 zile, da? Cu un mic filtru acolo, totul pleacă pe sub pământ și ne intră în solar. Da. Și așa se prezintă solarul nostru, îl filmăm acum de afară. Da? Avem și niște ardeiuțe aici. Da. Și sunt fiecare are. Da, ia uitați aici. Sincer, nu știu, că asta este lacrima fecioarei, dacă nu mă înșel eu. Uitați cât este de mare, foarte mare. Asta pur și simplu, da, aproape că s-a rupt de aici, de la internod, da, și încă au flori. Care florii, da, nu știu, asta este cea mai babană, pot să spun așa, babană, că eu zic că e cea mai mare. Nu știu, cred că nu știu cât are, dar e super mare. Am mai pozat-o, am mai filmat-o. Mai avem câteva tot așa foarte, foarte, foarte mari. Dar aceasta care v-am arătat-o acum e cea mai mega mare. Bine, nici cu acestea care v-am spus că ar fi, cred, lacrima fecioare. Da, uitați-le și aici. Da, uitați aici. Așa. Bine, avem, nu neapărat toți arată tot ce este frumos. Nu, arătăm și așa, adică avem și de-astea strâcite.
strălcite pentru că na, a fost în partea asta poate lipsă de calciu. Le-am dat noi cu lapte și încercăm să le tratăm doar natural, da? Mai este una așa, dar asta înseamnă să fie naturală. Dacă este ca la Kaufland, Lidl și alții, nu le mai fac. Vrem să fie ceva deosebit. Fiind și primul an, nu chiar am știut noi perfect ce să faci, dar învățăm. De la voi, da? Și urmărim. Și noi, alții. Da? Uitați, acestea avem prunișoare. Da? Ia uitați-le. Da? Sunt multe peciorchine. Prunișoare? Da, nu știu dacă le-am zis bine. V-am spus, nu mă pricep. Uitați-le și pe astea. Da, eu zic că sunt o minunăție. Doar cei care nu vor să recunoască niciodată nu vor aprecia lucrurile făcute. Da, avem ardeuți. Ardeuți. Le-am udat, că a început să pună căldura. Am montat, v-am spus, și plasa de umbrire cu 40% grad de umbrire. Dar avem capcanele acestea montate, dar am început să le udăm pe fiecare zi câte puțin, să nu se usuce pământul foarte rău. Da, uitați aici, mai avem unele foarte, foarte mari. Nu prea pot să intru. Da, avem roșiile noastre șerii care le-am pus pe sârmă, fiind foarte lungi. Ia uitați. Da, nu observați, dar uitați cât are doar aici. Da? Deci, din capătul acesta și până aici, avem ciorchinele astea, să-i zic așa, un 65 de centimetri, 70 de centimetri lungime. Ăsta, de aici, și el se duce până acolo, da? Are aproape 80 de centimetri lungime. Și dacă observați, dumneavoastră, chiar mai fac flori, multe, da, și le avem și pe asta de sus, da, toți șerii, da, șerii ăsta, nu știu, mi se pare nu neapărat productiv ca kilograme, ca și greutate, dar ceva de efect. Și sunt portocalii, ia uitați, o minunăție de roșiucă. Da, au început ușor să roșească. Avem pasta. Da? Avem pe aceeași tulpină. Da, asta este puțin mai rapidă. Le avem și pe alea de pe acolo. Avem vinetele. Da? Da, haideți să vedeți poate roșiile, că ce am observat, marea majoritate sunteți pe roșii. Roșii și roșii. Nu altceva, roșii să fie. Da? Avem și câteva plante, de exemplu, roșia aceasta, din cap până în picioare, are decât acolo 3-4 fructe. Așa a fost ea, sau așa s-a dezvoltat. Atâta s-a putut. E problemă, o prind și bani. Da, așa o avem și pe asta. Câteva, dar este ok. Este ok. Astea crețe, da, astea crețe la ora actuală sunt cele mai băbănoase. Foarte băbănoase. Mari. Da, uitați aici ce are. Pe o singură. Ia uite și aici, mai avem pe aia de acolo, care e iar foarte mare. Da, vinete. Bun, să nu vă plictisesc prea mult, vreau să vă mulțumesc pentru
aprecierile voastre, pentru că mă urmăriți și eu pe voi, voi pe mine, noi la voi, voi la noi, da? Și ar trebui să ne susținem mai mult ca români. Dar am observat la marea majoritate tot ce e în România produs și tot ce este românesc nu este bun. Cel mai mult iubim produsele din afară, că asta e, ne-am modernizat, ne-am occidentat, unii că am fost în Occident și nu mai mâncăm roșii românești și mergem și mâncăm roșii bio. Astăzi, nu, ieri am fost eu și am cumpărat ceva de prin Lidl și erau roșii bio 23 de lei, roșii produse în România, da? Nu știu unde, cred că pe la Oradea, dacă nu mă înșel, scrie pe ei super roșii, da? Marea majoritate poate știți, da? 25 de lei kilogramul. Dau un exemplu care eu, poate unii nu cred, care eu le-am produs natural, cu gâneaț, cu produse care am mai afișat făcute la Buzău, că mulți care au zis când le-am afișat produsele că le-a făcut la s-au făcut la Buzău, adică un insecticid, un fungicid, da? Cu certificare care mi-au trimis cei de la Buzău, ecologic, da? Mi-au zis, au comentat, nu domne, că nu mai au certificat, că le-au retras, dar nu putea să-mi trimită oamenii ceva ilegal, asta e o incriminare. Dar, exact ce am spus, tot ce e făcut în România nu e bun. Cel mai bun e din afară. Orice n-are importanță. Că dacă e din afară, mergem grămadă. Da, așa, și roșia de la 25 de lei per kilogram și roșia produsă de mine, care e naturală, doar eu știu și familia mea cum le-am produs. Da? Dumneavoastră, dacă credeți, dacă nu, nu am cum să dovedesc mai mult decât să ia cineva să o ducă la probă, să facă analize, să vadă că nu există insecticid, pesticid sau mai știu eu alte lucruri până el, până ea, da? Cu cât să o dau? Spuneți dumneavoastră. Păi, dai roșia cu prețul ăsta. Vedeți? Nu? Dar dăm buluc, ne ducem la Kaufland, unde luăm paia turcească, care arată ea frumos și 8 lei. Da, dar 8 lei dai azi și peste 2 săptămâni te mai duci la farmacie și mai dai 15 lei. Întreabă mulți, păi dar de ce să mă duc la farmacie să dau 15 lei? Ei, păi vă dați voi seama, dacă nu peste o săptămână, o să vă ne dăm seama în timp, în timp la bătrâneții, după 50 de ani. Că exact cum spune proverbul, ce mâncăm, aia suntem. Mulțumesc frumos, zi plăcută, spor la treabă. Eu trebuie să plec și la servici, că am și servici, am hobby-ul acesta, sau nu știu, plăcerea asta, pot să spun, da? Și servici, da? Adică am grădina solarul ăsta împreună cu soția mea, da? Și am și curtea care trebuie întreținută, da? Am și câțiva cireși care s-au uscat din cauza apei, că a ținut, v-am spus, la noi a plouat foarte mult, a ținut apă. Ce să le fac? Altceva. Avem alunii aceștia care au mers foarte bine. Bun, mulțumesc frumos. Spor la cafeluță.